una dintre cele mai frumoase zone ale Europei, un teritoriu de vis care a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO încă din 1991, nu se bucură de atenția guvernanților, susține Elena Udrea. Este și o datorie patriotică să îți vizitezi țara ta. Chiar dacă ai bonă filipineză, e bine să o aduci să vadă delta Dunării, că presupun că Miami știa deja. Fostul șef al turismului îi critică pe actualii șefei ministerului pentru că nu au continuat investițiile din mandatul guvernului Boc. Este inadmisibil să nu știi că finanțarea se asigură de guvernul în funcție. Ei trebuie să asigure finanțarea pentru a se finaliza investiții în turism. Elena Udrea spune că Delta rămâne o destinație mereu surprinzătoare, una numai bună de promovat prin toate mijloacele, inclusiv pe Facebook. Fostul ministru al turismului, deși criticat pentru unele decizii luate în timpul mandatului, are și admiratori în Delta. Iar o asemenea întâlnire era păcat să nu fie imortalizată. Uitați acolo, aveți poza acolo. La finalul plimbării, Udrea a fost pusă în încurcătură tocmai de cel mai bun prieten din embarcațiune.